Patul gol, Gabi Cotabiță la Neața. Bună dimineața, Gabi. Bună dimineața. Patul gol este piesa ce s-a prezentat odată cu lansarea filmului Deja Vu, în regia lui Dan Chișu. S-a prezentat la Neața, Gabi a venit alături de Oana. Vă aduceți aminte discuția lungă despre film, despre muzică, despre ce înseamnă un comeback în, showbiz, în cazul Oanei. Da, în cazul Oanei, să știi că piesa a fost foarte bine primită, în special în zona specialiștilor, ca să spunem așa. Ghilimelele le pune cine are de gând să le pună, nu am eu niciun fel de... Și m-am bucurat foarte mult pentru că, după părerea mea, sincer, acum nu pentru că suntem împreună în acest cântec, Oana este una dintre cele mai bune cântărețe din România. Iar din punct de vedere al calităților componistice, această piesă stă dovadă a ceea ce s-a întâmplat. Piesa este făcută de ea și e foarte bună. Noi am stat un pic pe loc cu cântecul, am lăsat filmul să-și facă drumul, pentru că, de fapt, acest cântec cam așa a apărut din cauza filmului, cu toate scuzele lui Chișu, dar din cauza lui a apărut cântecul. Aș să spunem datorită. Ca nu, știu eu de ce spun din cauza. Da? Chiar e adresată cuiva care știe cu vorbele. Înțelegi? Și a fost o cauză bună, pentru că, după părerea mea, cântecul servește foarte bine filmul. El a avut la un moment dat o butadă după ce a ascultat varianta intermediară, a zis, băi, ați făcut un cântec mai bun decât filmul meu. E fals. Când filmul are, după părerea mea, o calitate excepțională. Și atunci am lăsat să-și facă filmul traiectul. Între timp, piesa Plăcând foarte mult a fost luată de Roton. Și iată că acum lansăm un clip care are ca bază filmul lui Dan, încercând să aducem în imagine și cei doi artiști în două posturi care nu se întâlnesc niciodată, ca și cum ar fi cele două spirite ale personajelor care cântă povestea, care spun povestea. Bun, acum nu vreau să intrăm în filozofie. Cântecul, după părerea mea, merge singur, e foarte frumos. Acum ajungem să facem o avantpremieră între bărbați. Așa, Oana e la Timișoara. Da, Oana e la Timișoara. Ea se uită la televizor, acum e foarte mândră de sfârșit că începe cântecul să funcționeze. Să facem o avantpremieră, pentru că lansarea oficială este astăzi seară, la ora 20, în Molbăneasa, unde... Nu vom cânta, deci nu voi cânta nici eu, nici ea, ci este un moment special făcut legat chiar de patul gol și de această idee care mi-a venit și se pare că este o metaforă foarte plăcută tuturora. Știi că am văzut de curând, știi că ne uităm la filme, nu asta e problema, am văzut de curând un documentar senzațional care se numește History of the Eagles și acolo povestea Glenn Frey despre modalitatea în care îți vin ideile cântecelor. Cum îți vine ideea unui cântec? Cum îți vine titlul cântecului? Că de fapt de acolo vine povestea. Cum spui povestea respectivă? Și mi-aduc aminte cum a venit acest patul gol, care nu a venit în mod normal după fonetica titlului original pe care îl stabilise Oana, care este Empty Walls. Și îmi plăcea foarte mult cum suna wall-ul ăla și nu era foarte greu de găsit. Ce să spun? Rima de la gol, care trebuia să fie cu mor și cu alcool, și al Oana, când a văzut alcool, a zis, eu să cânt alcool, și așa mai departe, după care a ieșit totul. Și mă gândeam la asta și zic, uite ce înseamnă la un moment dat să ai această clipire care să facă să scoată un text dintr-o mare, o mare multitudine de texte, care în marea majoritate trec prin locuri comune. E foarte greu să te ferești de locuri comune și să faci ceva care să rămână în cap. Eu cred că patul gol, prin faptul că a fost folosit această sintagmă de pat gol va rămâne în istoria muzicii. Am încet un pic sintagmă. Mamă, cum ai zis-o pe asta, tu dai seama ce o să-ți sune telefonul de la prieteni. Da, băi, Cotabiță, bă! Fii atent, am avut de două ori situații. Avem timp, că știu că avem timp. Am avut de două ori în viața asta momente de genul ăsta de îngâmpare. Neprogramată. Da, pur și simplu. Țin minte, eram în 94 la Mamaia. Eram, fusesem în juriu și la conferința de presă de după Mamaia, singurii care au venit au fost Ion Cristinoe și cu mine, care eram în juriu. Și era un scandal cu presa, că nu știu cine câștigase, că de ce câștigase, cum se făcea de obicei. Și zic, doamne, nu știu ce acum a fost, cum a fost, eu pot să vă spun un singur lucru, eu știu de acum ce va câștiga la anul festivalul Mamaia, secțiunea de șlagăre. Și cine? Raiul e pe pământ. În 94. 95, piesa Raiul e pe pământ intră în finala de la șlagăre. Și n-am să uit niciodată Dumnezeu să o odihnească Ion Cristinoiu, care mă sună și îmi zice, auzi, Gabi, tu mai ții minte ce ai spus anul trecut la conferința de presă? Da. Că o să câștigăm locul întâi la șlagăre cu Raiul e pe pământ. Da, și dacă nu câștigăm. Dacă nu câștigăm, nu câștigăm. Am câștigat. Nu ești profet, ci ești doar un... Da, sigur că da. Bine, așa că, dragi prieteni, patru golul... Câteodată e bine să te mai umfli în pene, să știi că e bine să te umfli tu în pene, să nu te umfli alții. Nu, alții în general n-au de gând să te umfle.
Nu. Te umflă numai ca să te spargă. Aia da? Păi, da, cum? Despre patul gol o să vorbim după ce vedem bucățelele. Hai să vedem bucățelele din patul din film și despre ce înseamnă titluri de piese pentru a nu confunda în euforia tinereții noastre. O să vorbim totuși după video. După Crăciun, acum, și în Deja Vu, toată viața o să joc o nevastă înșelată. Lucrurile s-au... Hai măcar să fii cum e, să sublimezi, să joci mai în film. Mai bine în film decât în viața reală, știi? Păi, da. Știind... știind cum e la ea acasă, mă gândesc că doar în film. Adică... Nu știu, eu nu știu, dar spun că în general e mai bine să fie în film. Știi? Da, e greu să stai cu scenaristul în casă. Da, îngrozitor. Da, Gabi Cotabiță și Oana Exgeniu sunt într-o combinație interesantă. În seara asta la Băneasa se întâmplă lansarea oficială. Ce ați văzut la Neața este, desigur, o avant-premier. Vorbeam de titluri de piese, că ar fi bine să știm istoria piesei, ca nu cumva să ne apucăm să ne îndrăgostim, de exemplu, pe Angie și să nu știm la ce s-au referit băieții la Rolling Stones și să nu ne trezim duminică dimineața ca realizator de radio pe plan local și să băgăm Sunday Bloody Sunday, da, crezând că este bun. Vorba da. Despre trista zi de duminică. Nici măcar pentru noi. Eu am experiență, știu, da, aveam chiar un coleg la Timișoara care ne știe în spaniolă și iubindu-l pe José Feliciano băga în august Feliz Navidad. Și atunci... E bine de explicat. Da, stai să... despre ce e vorba. Da, am țin minte că un tip care vrea să-i facă cadou soției lui de ziua ei de naștere, Where the Wild Roses Grow, un cave și Kylie Minogue, unde se povestește cum el o omoară pe ea și cum ea e omorâtă de el. Adică era o... după părerea mea, este suprem. Dar bine, cu vocea aia groasă, ia uite. Da, the only the wild rose. Mulțumim, Gabi Cotabiță, să aibă aftă diseară. Orice s-ar întâmpla, programul artistic, dacă nu cânti, probabil o să dansezi, ceea ce e de privit. Sper să am... Sper să nu. Imagini de acolo, Gabi. Va mai veni anul ăsta pe la noi, dacă nu cu VH2, măcar la rubrica de film, pentru că, știți, desigur, este doldora de informații de acest gen. Mulțumesc tare mult, să ai o dimineață glorioasă! Dani! Mulțumim, din aceeași gamă, îl salut!